Salutare, prieteni, cu pași mici, dar siguri, ne apropiem de sfârșitul acestui maraton. Astăzi eu vă prezint videoul cu numărul 4 și el este dedicat pentru fotografii care deja fac fotografie sau chiar fotografie de produs, dar sunt în căutare a unei modalități de elevare a produsului lor, a unei modalități de creștere a calității fotografiei de produs pe care o fac. Și iată, eu astăzi vin cu câteva sfaturi care pe mine personal m-au ajutat enorm în creșterea calității produsului meu și sunt sigur că vă va ajuta și pe voi. Haideți să pornim la treabă! Eu personal, permanent, am fost adepta fotografiei cu lumină soft, lumină naturală, nu prea eram eu tare curajoasă și îndrăzneață să fotografiez produsele în contrajur sau să folosesc o schemă de lumină cu foarte mult accent pe produs, cu lumină violentă, cu umbre foarte clare. Eram adepta unui stil mai soft, dar prima recomandare cu care vin astăzi este: vă rog frumos, învățați lumina de studio. Învățați să folosiți lumina artificială și să desenați cu ea, să mimați cu ea o lumină naturală, pentru ca într-adevăr să scoateți cea mai bună calitate din fotografiile pe care le faceți, ca produsul să fie foarte sharp, foarte clar, pentru că noi știm că în cazurile fotografierii cu lumină naturală, noi trebuie să folosim o diafragmă cât mai deschisă, ca să pătrundă cât mai multă lumină, ceea ce automat ne oferă un câmp vizual foarte mic și practic doar produsul nostru sau în cel mai bun caz doar o parte a produsului nostru este clar, dar în rest avem foarte multe pete blurate. Dar, pe de o altă parte, în lumina de studio, noi putem să micșorăm cât tare ne dorim noi diafragma, să o închidem, astfel obținem un câmp vizual cât mai larg, cât mai mare, deci cât mai multe obiecte intră propriu-zis în spațiul ăsta nostru sharp și clar și astfel fotografia de produs devine una colorată, suculentă, clară și într-adevăr automat se observă diferența de calitate și de nivel a fotografiilor pe care voi le produceți. Iată acum la ecran puteți vedeți fotografiile de la începuturile mele, fotografia de produs și fotografia pe care de produs pe care o fac astăzi, atunci când deja am învățat cum se mânuiește lumina de studio. Eu știu că foarte mulți fotografi când aud de lumini de studio, de lumini pe impuls, de lumini speedlight, de lumini continue, de modificatoare, softbox-uri, reflectoare, difuzoare, doamne, câte sunt de multe, da, cum să le combin, da, ce să fac, da, iată am făcut o lumină de studio care am văzut-o la cineva pe stories și oricum nu, este acel detaliu care îți face să funcționeze. Păi iată, pentru toți cei care încă nu își dau prea bine seama cum funcționează lumina de studio în product fotografie și care în afară de o singură schemă de lumină nu cunosc altele, eu vă invit în cursul meu fotografii de produs în cadrul etapei numărul 2. Noi pur și simplu avem, așa cum spun fetele din curs, noi avem o șpargalcă pentru fotografie. Eu vă ofer 5 scheme de lumini total diferite pentru obiecte care sunt făcute din materiale diferite, metal, sticlă, plastic, culoare închisă, culoare deschisă, colorate, pentru că în dependență de toate aceste proprietăți noi trebuie să avem o anumită schemă de lumină ca să punem în valoare produsul. Păi iată, toată această informație eu vă ofer cu mare, mare drag în etapa numărul 2 a cursului meu de fotografie. Așa că vă rog frumos să nu lăsați asemenea lucruri să vă încetinească în dezvoltarea afacerii voastre de fotografie de produs. Să nu fie un impediment pentru ca calitatea serviciului vostru să crească. Pur și simplu învățați, învățați și încă o dată învățați, experimentați cât se poate de mult, pentru că până într-un final lumina artificială nu este decât o lampă care se aprinde și se stinge și care sub diferite unghiuri
dacă cunoaștem un pic de fizică și de fotoelement, noi putem să înțelegem foarte bine cum noi să o plasăm și cum să o manipulăm așa ca să obținem exact ceea ce avem noi nevoie în materie de lumină. Așa că, primul sfat, învățați lumina de studio și folosiți-o la maxim în fotografia de produs. Sfatul numărul 2 este să investiți în fundal, în backdrop-uri și să investiți anume în unele foarte calitative. Nu folosiți backdrop-uri care reflectă lumina într-un mod odios, adică evitați backdrop-urile din plastic, evitați backdrop-urile care arată ieftin. Investiți mai bine într-un PVC. Să fiu sinceră, eu nu sunt mulțumită de backdrop-urile din hârtie chiar, pentru că ele redau lumina nu atât de calitativ, de exemplu, ca cele din PVC. Cu toate că PVC-ul este foarte aproape de plastic, dar ele sunt mult mai calitative decât hârtia propriu-zisă. Dacă nu aveți o altă ieșire din situație, în cel mai rău caz folosiți hârtia. Dar pe lângă hârtie și pe lângă PVC-uri, noi avem textile, avem materiale naturale care oferă o senzație de confort, o senzație de realitate. Folosiți stica, folosiți oglinda, folosiți pietre naturale ca fundaluri, plante chiar, de ce nu? Pentru că asta aduce foarte mult bun gust și, într-adevăr, elevează fotografia pe care voi o faceți. Nu vă fie frică să experimentați cu ceea ce ne-a dat mama natură. Sincer, eu dacă aș avea posibilitatea să aleg, eu de fiecare dată aș alege anume backdrop-uri naturale, backdrop-uri foarte apropiate de ceea ce întâlnim noi zilnic în mediul înconjurător, acolo unde de fapt întâlnim produsele pe care compania, clientul nostru le vinde. Așa că, da, punctul numărul 2, investiți mult în backdrop-uri, investiți în backdrop-uri numai calitative și evitați la maximum fundaluri care ieftinesc fotografia voastră și imaginea din fotografie pe ansamblu. Punctul numărul 3, recomandarea cu care vin eu, este să fiți tot timpul în pas cu trendurile și cu ceea ce apare nou. Dați follow la toate revistele pe care le simpatizați și care le găsiți cumva foarte aproape de stilul vostru de fotografie. Petreceți mult timp inspirându-vă și creând mood board-uri pentru lucruri random pe care voi le găsiți în casă. Citiți articolele Shutterstock-ului, Getty Images, Adobe Stock, pentru că ei anual, dar chiar și lunar, au foarte multe articole care vă povestesc minuțios despre ce este în trend, ce este la modă, care culori sunt predominante, ce se folosește în materie de fotografie, ce se vinde în materie de fotografie. Urmăriți fotografi foarte buni pe stocuri, pentru că de obicei fotografii care lucrează pe stocuri, ei creează ceea ce este foarte, foarte nou și fresh acum la moment și poate care va apărea pe Pinterest și așa mai departe peste, nu știu, jumătate de an. Fiți cât mai updatat, cât mai la curent cu tot ceea ce este în vogă, pentru că numai așa veți putea veni cu un respiro, cu idei bune, cu idei proaspete pentru clienții voștri, dar asta automat elevează calitatea fotografiei de produs pe care voi o veți include în portofoliu. Așa cum am vorbit în videourile precedente, atunci când vorbeam la cum să atragi cât mai mulți clienți, unul din puncte era ca portofoliul să fie cât mai actualizat. Păi iată, ca portofoliul actualizat să fie cât mai calitativ și să atragă cât mai mulți clienți, trebuie voi, la rândul vostru, să fiți în pas cu tot ceea ce este în vogă și să fiți la curent cu tot ceea ce este acum, actual și în trend, așa să spunem. Următorul punct care de asemenea vine cu o recomandare și care a schimbat total fotografia mea de produs sunt propsurile, adică accesoriile pe care le folosiți
în momentul în care fotografiați în stil lifestyle un produs al unui client. Investiți în propsuri calitative, investiți în propsuri universale, care cumva poate se combină cu deja backdrop-urile care le aveți, care reflectă frumos lumina, care aduc iarăși în imagine una din tendințele care sunt acum la moment la nivel mondial. Sincer, câteodată anume propsurile au fost acelea care au salvat fotografia de produs pe care eu o cream. Pentru că, haideți să fim sinceri, nu toate articolele pe care urmează noi să le fotografiem, deci produsele ce vin de la clienți, sunt foarte fotogenice. Și ca fotografia pe care noi o facem să fie cât mai aproape de stilul nostru, să fie cât mai frumoasă, să vândă cât mai bine, uneori are nevoie de propsuri mult mai scumpe decât produsul în sine. Da, acesta este adevărul, dar credeți-mă, odată ce voi veți investi într-o multitudine de propsuri care cumva se combină unul cu altul, care sunt foarte actuale, care arată foarte bine în fotografie, calitatea și imaginea produsului vostru final va fi cu totul diferit decât atunci când foloseați pur și simplu ceea ce găseați prin casă sau, nu știu, propsuri care vi le transmiteau clienții. Și la nivel de propsuri, iarăși vă îndemn, folosiți cât mai mult ceea ce noi vedem în jurul nostru. O cănuță super drăguță, flori, pietre, plante, orice ce arată foarte fotogenic și bine în fotografii. Încă un punct foarte important, la fel ca cel cu lumina artificială, este învățați să retușați fotografiile voastre de produs. Pentru că diferența dintre o fotografie high-end și o fotografie simplă de produs face retușarea. Nu lăsați niciodată pe produsul vostru sau în jurul lui o zgârâitură, o urmă de praf, o urmă, nu știu, de la degete, de exemplu, pe sticlă. Dacă fotografiați cu oglindă, ea trebuie să fie perfect curată. Nu, chiar de ați emis un anumit, chiar de ați omis un anumit detaliu în timpul lucrului, tot timpul trebuie să treceți pe post-production, trebuie să accentuați culorile, să corectați lumina dacă ceva nu este ok, să retușați bine fotografia, să eliminați scriturile, praful, să știți cum să decupați un obiect de pe fundal, să învățați cum se face clipping path-ul, pentru că este un standard în fotografie de produs. Nu poți să te numești fotograf de produs și să nu știi cum să faci un clipping path. Da, poți ajungi să angajezi un designer pentru acest tip de editare, dar până în momentul în care noi ajungem să ne permitem să angajăm un designer, noi trebuie să știm cum să facem asta. Dacă în prezent întâlniți o dilemă și vreți să învățați retușarea, post-production, dar înțelegeți că Photoshop-ul este așa o lume de mare și Lightroom-ul la fel și simțiți cum zecile de tutoriale de pe YouTube pur și simplu gata, it's too much, e prea mult, atunci vă invit să achiziționați etapa cu numărul 3 din cursul meu, acolo este totul despre post-production, anume pentru fotografie de produs, pentru că post-production este divers în dependență de fotografie în sine, de tipul de fotografie în sine și iată, fotografia de produs necesită mult mai multă atenție, necesită atâta meticulozitate, necesită atâta atenție la toate detaliile, că eu personal să fi găsit anume așa tip de curs, eu era să dau toți banii pe el, care să mă învețe anume cum să retușez fotografie de produs. Dar de asta și am creat cursul fotografie de produs și am introdus neapărat această etapă, pentru că inițial mă gândeam să nu existe această etapă în curs, pentru că am simțit pe pielea mea cât de dureros este să cheltui zile în șir în căutarea unui tutorial bun pe internet care să învețe anume editarea în fotografie de produs, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de luat în considerație. Așa că eu vă aștept în curs. Dacă aveți nevoia să învățați
post-production-ul în fotografia de produs. Următorul punct despre care vreau să vorbesc și iarăși eu l-am învățat din propria mea greșeală, pentru că atunci când eram la începuturile mele nu exista atât de multă informație chiar în domeniul antreprenoriatului, în domeniul vânzărilor. Și poate și eram și eu foarte verde și nu înțelegeam că fotografia este în primul și în primul rând un business, o afacere, și dacă tu vrei într-adevăr să ai un succes în acest domeniu sau devii un antreprenor și înveți foarte bine să-ți vinzi produsul sau pur și simplu faci un contract cu o agenție care îți vinde produsul pentru tine. Eu n-am făcut niciuna, nici alta foarte mult timp, dar într-un final, mulțumesc Doamne că m-ai luminat și m-ai îndrumat spre un coach care într-adevăr m-a ajutat enorm să pun bazele afacerii mele, să înțeleg cum se vinde, să înțeleg că asta nu este o rușine și este un proces absolut natural atât timp cât tu ești un antreprenor. Și iată un punct foarte important în procesul de comunicare cu clienții tăi și de vindere este oferta ta ca fotograf. Eu vă rog, investiți timp și creați-vă o ofertă frumoasă, ușor de citit, foarte clară, în care spuneți toate detaliile care l-ar interesa pe un client. Asta vă salvează de foarte mult timp, asta vă salvează de foarte multe răspunsuri la unul și aceeași întrebare și asta servește ca un fel de briefing pentru întreg procesul vostru de creație, dacă vreți să învățați. Dacă vă doriți să faceți o ofertă, dar nu cam nu știți cu ce asta se mănâncă, de unde să începeți și unde spuneți, iarăși eu sunt alături de voi în cadrul cursului meu, chiar și de Upwork, chiar și de fotografii de produs, eu am dedicat un modul întreg oferte, eu arăt deschis oferta mea și nu mi este deloc rușine sau nu simt absolut nicio reținere să vă arăt direct cum eu lucrez și să vă recomand să lucrați în același fel, pentru că numai o ofertă poate să vă ajute să vă vindeți bine fotografia voastră de produs. Și în momentul în care voi pur și simplu scrieți un e-mail și atașați fotografiile sau un link de pe Dropbox, da, cu fotografiile voastre sau link către site-ul vostru, voi credeți că odată ce a apăsat clientul vostru link-ul, el se uită la toate fotografiile? Noi trăim în secolul 21, era în care atenția noastră stă focusată câteva secunde. Dacă noi ne ducem dintr-o ofertă, dintr-un mail, în altă parte, imediat, deci pe un site, site-ul se deschide din Google, în Google poate fi deschis Facebook-ul, a venit o notificare, ne-a uitat cine ne-a scris și nu, că n-ai gata, am uitat de site, de ofertă. Tocmai de aceea, eu vă recomand, elaborați o ofertă cu un design frumos, interesant, unde fotografia voastră de produs să fie reprezentată în cel mai frumos mod posibil. Doar având o fotografie bună, nu prea ajută în procesul de vânzări. Voi trebuie să o arătați gustos, interesant pentru clientul vostru. Și imediat, după fotografie, trebuie să fie un call to action. Voi trebuie să îndemnați, ar fi bine să îndemnați clientul vostru imediat după ce vede fotografiile voastre frumoase, să vă contacteze, să colaboreze cu voi, să vă scrie un mesaj. Asta funcționează, de fapt, în vânzări, pentru că noi știm că cei mai de succes fotografi nu sunt neapărat cei mai buni fotografi din punct de vedere tehnic, ci sunt cei care știu să vândă foarte bine. Tocmai de aceea vă rog frumos să luați în calcul această recomandare și să investiți și bani, și efort, și timp în oferta voastră, pentru că ea, la un moment dat, începe să lucreze pentru voi. Aceste sfaturi am vrut cu mare drag să vi le împărtăși astăzi și vreau să vă rog din suflet, dacă găsiți această informație utilă, lăsați un comentariu jos sub acest video sau în privat. În general, lăsați-mi un feedback, spuneți-mi ce credeți despre
sfaturile pe care eu vi le ofer în cadrul acestui maraton. Și dacă aveți deja experiența, una din experiențele despre care eu am vorbit astăzi, vă rog frumos de asemenea să lăsați un comentariu, să ne povestiți dacă aveți o mop ofertă, dacă nu, dacă ea funcționează, dacă nu funcționează, dacă într-adevăr lumina artificială v-a ajutat să vă creșteți calitatea fotografiei voastre de produs, pentru că numai fiind o parte activă dintr-o comunitate de fotografi, putem să ne ajutăm reciproc și exact cum eu aleg să găsesc timp să fac toate aceste maratoane, videouri, să ofer acest ajutor, la fel eu vă rog din suflet să găsiți și voi o secundă, două, să-mi lăsați un comentariu, pentru mine asta ar însemna enorm de mult. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine. Vă aștept data viitoare în ultimul video din maratonul nostru și desigur că vă aștept cu mare drag în viitoarea grupă din cadrul cursului fotografiei de produs. Vă îmbrățișez cu mare drag, ne vedem data viitoare!